Oamenii primitivi nu credeau nici într-un fel de zeu, pentru că erau limitați la minte și interesau doar lucruri simple. Cum să găsească de mâncare, cum să o tragă pe femeie și pe el să nu-l mănânce nimeni, însă desigur multe lucruri ne dumerea, focul, fulgerul și altele. După ce ei oleac tipa s-a dezvoltat, le-a apărut oleac de timp liber, s-a uitat împrejur și a zis: „Oi, blă, unde mi-a nimerit noi? Interesant, cine a făcut tot asta? Și hai să inventez Dumnezeu.” Asta pentru că atunci nu era niciun fel de știință și n-avea cine să le spună despre gravitație, soare, ploaie, mai ales despre moarte. Dar nimeni nu vrea să creadă că roda sa iubită, care a murit, va fi mâncată de verme și degrabă și tu vei fi un putrigai. Și hop, a apărut lumea cealaltă, concepția despre suflet și gata, deodată parcă mai ușor de trăit. Omul acum nu mai este o grămadă de carne, dar este un vas ce conține în sine ceva nemuritor. Deodată au apărut șarlatanii, care deodată știau foarte bine ce vor zeii, iar ei erau cu zeii cei mai buni bratani. Și după cum s-a constatat, zeii doreau ca pentru bratanii lor să li se construiască case mai mari, să li se dea de băut, de mâncat, fete virgini și desigur, stimă și respect. Oamenilor simpli pentru această binefacere, zeii îi vor răsplăti după moarte. Și așa de reușit a născut, că nimeni nu se mai îndoia, că doar nimeni nu s-a întors de pe lumea cealaltă să povestească: „Asta e un aiob, căvlea. Cu cât mai rău trăiești aici, cu atât mai bine vei trăi acolo.” Ca nimeni să nu mai pună nimic la îndoială, acești șarlatani au hotărât că trebuie să-și ia responsabilitate pentru educarea oamenilor, ca să gândească mai puțin, dar să lucreze mai mult și să nu pizdească prea mult. Ei, pe regi nu-i prea interesa cum trăiești poporul. Plătești dijma, nu faci proteste și hui s-a boi, trăiești cum vrei. Dar ăștia, bleați, vreau să afli ce crezi despre fata vecinului, ce-ai vorbit, ce-ai bârfit. Și văpșie, ia ca-i să țin predeștept, trebuie de ars, și pădruga și e, și ia ca celălalt trebuie de ușit cu pietre. Și ia ca așa, în scurt timp i-au speriat pe toți, că oamenii se temeau schiși fără ordinul lor. Chiar și regii au fost nevoiți să împartă puterea cu acești preoți. Ei, dar între ei se înțelegeau, pentru că cu turma e mai ușor de condus împreună. Așa că unii au început a conduce cu lumea materială, iar ceilalți cu cea spirituală și pizdeț, poporul sub control. Și au făcut un conveier de robi, despre care nici nu ți-a ascundeat, tipa: „Tu ești robul lui Dumnezeu și pizdeț.” Și așa s-a întins perioada asta, s-a întins sute de ani. Însă totul și toate nu pot să le controlez. Și iată că acolo niște răi privesc în telescop, alții, bleați, inventează combine, rachete și nivelul de dezvoltare încet, încet crește. Ia ca de acum aș să citească pot toți și încep sucile să dă întrebări, tipa: „De ce pământul nu-i plat? Voi doar ați spus că el stă pe elefant. Și unde e Dumnezeu? Noi am zburat în cosmos și nu-i nimeni acolo. Și vopșie, nouă ne pare că voi pizdiți, bleați.” Dar pe șarlatani să-i deconspir nu a fost chiar atât de ușor. „Cu pământul noi am greșit, ne cerem scuze. Dar Dumnezeu e peste tot, noi prost așa am zis că el e în cer, dar el este peste tot.” Și printre altele, moartea nimeni n-a oprit-o, așa că cei care vor fi prea curioși o să ardă în iad, bleați, în vecină. Așa că ați rupt-o de aici, cu tot cu știința voastră. Și nu uitați, bleați, să vă rugați, că veți fi răsplătiți pe lumea cealaltă. Însă totuși preoții s-au pus pe gânduri. Au venit la rege și i-au zis: „Auzi, șeful, îmi pare că-i peizdeți cu vremurile cele bune. Trebuie de făcut ceva.” Dar regele le răspunde: „Pa, cuha, pațani, tătă-i băț. Toate canalele, Moldova 1, Publica, Jurnal, zombează. La școli vom face biserici, vom introduce chiar religia ca obiect. Iar știința? Care știință?” S-au liniștit preoții, s-au urcat în mașinile guvernamentale și au plecat. Dar regele s-a așezat, s-a gândit oleac și deodată când a început să se roage: „Doamne, doamne, ce să fac? Că într-adevăr vine pizdețul, răspunde, suca, nu tășe.” Deodată când a zapizdit o explozie, n-au mai înțeles nimeni ce a fost asta, un fulger sau poate i-a pus cineva vreo limoncă.